Marțiara la ora 20, în cadrul Realități și Perspective Magazin, la rubrica Retrospectiva Săptămânii, se va discuta despre evenimentele importante din săptămâna precedentă, evenimente cu rezonanță biblică la nivel mondial. În partea a doua a emisiunii vă așteptăm cu un grupaj informativ de la colaboratorii noștri din studioul din Ierusalim al TV7, după care de la GNA aflăm că spitalul mobil al Samaritan's Purse din Ucraina este aproape gata să fie dat în folosință, că fostul vicepreședinte american Mike Pence a vizitat Ucraina, că ministrul de interne al Israelului anunță măsuri pentru absorpția în plus a unui număr de 25.000 de ucrainieni, că viața lui Mabuba a fost schimbată definitiv la bordul navei Africa Mercy din Togo și că zilele trecute s-a încheiat și ultima fază în normalizarea legăturilor dintre Israel și Maroc. Sunt Codruța Burghelea și vă aștept marți seara la ora 20 la Realități și Perspective Magazin.